Bine v-am găsit la Moldova Life Context. Sunt Oksana Bodnar și aici trecem în revistă ceea ce a contat în această săptămână. Vă prezint contextul celor mai importante evenimente și declarații. Republica Moldova oficial începe negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană. O decizie în acest sens a fost luată în 25 iunie, în cadrul primei ședințe a Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană, care a avut loc la Luxemburg. La reuniunea au participat șefii diplomațiilor din toate cele 27 de state UE și alți înalți oficiali de la Bruxelles. We are here to celebrate all of our achievements so far, together with teams based in Chișinău and Brussels, have made it today possible. Thank you. Moldova începe un drum destul de complex, o cursă contra cronometru, ca până în 2030 să devină membra a Uniunii Europene, un plan care, la prima vedere, pare mult prea ambițios. Este una dintre declarațiile finale ale premierului Dorin Recean după prima conferință organizată la Luxemburg. Dragi cetățeni care sunteți acasă sau care sunteți în diasporă, în toate satele și orașele lumii. Azi am trecut într-o nouă etapă care ne apropie semnificativ de aderarea la Uniunea Europeană. Conferința interguvernamentală Uniunea Europeană-Republica Moldova de astăzi fixează începerea oficială a negocierilor de aderare și demonstrează că avem capacitatea să construim până în 2030 Europa la noi acasă. Avem capacitatea să construim un stat cu adevărat european. Fiecare pas pe care îl facem împreună ne apropie de ziua aderării țării noastre la Uniunea Europeană. Azi a avut loc prima conferință interguvernamentală Bruxelles-Chișinău, care fixează începerea negocierilor pe mai multe domenii. Le mulțumesc tuturor care au făcut posibil acest moment într-un termen destul de scurt și am încredere că vom continua la fel de hotărâți pentru ca Moldova să fie liberă europeană și o țară unde pacea este garantată. Acesta a fost mesajul președintei Maia Sandu în data de 25 iunie. Zi istorică pentru Republica Moldova. Astăzi marcăm un pas important și plin de speranță pentru viitorul țării noastre. La Luxemburg au fost lansate oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Începerea negocierilor reprezintă angajamentul nostru ferm de a asigura un viitor mai prosper pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Acest moment este rezultatul eforturilor și determinării fiecăruia dintre noi, iar drumul spre mare familie europeană îl vom parcurge împreună muncind cot la cot. A scris ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Cu un mesaj de felicitare a venit și președintele Parlamentului Igor Grosu în cadrul ședinței plenare de joi. Dragi oameni ai Moldovei, vă felicit pentru anunțul venit la 25 iunie de la Luxemburg, prin care Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile cu Republica Moldova. Este un anunț așteptat, dar și pentru care s-a muncit mult ultimii 2-3 ani. Da, cunoaștem că ne așteaptă un drum lung și multă muncă, unde va trebui ca fiecare dintre noi să depună efort și determinare pentru a consolida instituțiile, a continua lupta cu corupția, a crește economia. Sunt lucruri firești pe care le dorim fiecare dintre noi și care ne vor apropia de standardele Uniunii Europene. Felicitări! Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Ucraina și Moldova prin intermediul unui mesaj video postat pe rețeaua de socializare X. Este o veste foarte bună că astăzi Uniunea Europeană deschide negocierile de aderare cu Ucraina și Moldova. Ne aflăm în pragul unui moment semnificativ și transformator pentru aceste două țări și pentru Uniunea noastră. Și sărbătorim valorile și principiile care ne unesc. UE a fost întotdeauna mai mult decât o Uniune politică și economică. Este o dovadă a aspirației noastre colective pentru pace, securitate, democrație și prosperitate. Împreună putem construi o Europa mai mare, mai dinamică și orientată spre viitor. Așa că vă doresc un început foarte reușit al negocierilor de aderare, a concluzionat von der Leyen, cu un mesaj a venit și șefa parchetului european Laura Codruță-Chiovici. În primul rând, felicit toți cetățenii moldoveni pentru decizia care s-a luat ieri și au început negocierile și vă doresc mult succes în acest proces.
Cu siguranță, dacă intrați în Uniunea Europeană, cu siguranță veți participa și la parchetul european. Deci așteptăm cu nerăbdare noi membrii. Anul acesta am primit Polonia și Suedia și a fost din nou o provocare pentru noi. Este greu să dai sfaturi, mai ales că de foarte multe ori sunt acuzată că am obiceiul să predic, dar de multe ori predic în deșert, că nu prea ascultă lumea de sfaturile pe care le dăm. Cred că cel mai important lucru pentru cetățenii moldoveni și pentru cei care lucrează în justiție este să știe că toți acești pași care sunt făcuți în vederea aderării la Uniunea Europeană nu sunt făcuți pentru a satisface pe cineva la Bruxelles sau a satisface celelalte state membre. Toți acești pași sunt făcuți în interesul cetățenilor moldoveni și pentru ei. Deci ceea ce veți face, veți face pentru voi înșivă și cred că acest lucru este bun. Din perspectiva justiției, sigur, sunt foarte multe elemente care probabil trebuie avute în vedere. Parchetul european are un acord de cooperare cu Procuratura Moldovenească, cu Procuratura Anticorupție. Deja noi am avut foarte mulți colegi din Republica Moldova și poliții și procurori pentru care am organizat training-uri, le-am împărtășit experiența noastră, le-am împărtășit tot ceea ce facem noi aici în parchetul european. Deci oricând este nevoie de ajutor, putem să ajutăm. Dar sunt convinsă că autoritățile moldovene și colegii care lucrează în justiția din Republica Moldova știu exact ce au de făcut. Șeful delegației UE la Chișinău, Ianis Majeix, a felicitat Moldova cu deschiderea negocierilor de aderare la UE. Dragi prieteni, astăzi doresc să vă felicit pentru o nouă etapă istorică. Uniunea Europeană a decis să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova. Acest lucru reflectă progresele remarcabile pe care Moldova le-a făcut în implementarea reformelor și în respectarea principiilor democratice. Ce ține de reacțiile opoziției, fostul premier și actual lider al Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, a declarat că prin începerea negocierilor de aderare la UE, Republica Moldova a primit o foaie de parcurs cu valoare juridică europeană, iar decizia luată de liderii de la Bruxelles nu conține un cec în alb, ci un șir de condiționalități ale unui tratat pe care urmează să-l semnăm. Liderul socialiștilor Igor Dodon nu a avut nicio postare la acest subiect. Am mai discutat despre schimbările care urmează să aibă loc în țara noastră în domeniul dezvoltării economice cu șef Agenției de Investiții, Natalia Bejan, la emisiunea Moldova Live. Sunt mai multe ajustări ale legilor care urmează să aibă loc, evident. De acest lucru se ocupă în mare parte Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, pentru că noi, ca și agenții de investiții, noi răspundem de partea practică operațională de a fi în fața investitorilor, deci de a lucra pe partea de business, practic, cu investitorii. La ce eu mă aștept este, dacă sincer, în primul rând este partea de percepție, pentru că noi vedem foarte mulți investitori. Apropo, la noi majoritatea investitorilor în Republica Moldova sunt din Uniunea Europeană. Deci din perspectiva asta, noi lor nu trebuie să le demonstrăm nimic nou sau să atragem ca pe o piață, nu știu, exotică. Deci la noi mai mult de 80% din investițiile străine directe vin din cele 27 țări a Uniunii Europene. În momentul în care noi devenim țară UE, pentru ei percepția se schimbă și mai mult, pentru că ei nu își mai pun sau nu își mai pune întrebarea, dar cum la voi lucrează lucrurile? Pentru că la noi o să lucreze lucrurile exact așa cum lucrează în Uniunea Europeană. Și plus, există iarăși totuși a doua parte, partea comercială, este de standarde. Standardele, calitatea produselor produse în Republica Moldova. Deci nu va mai fi doar standardul pe care noi aici în țară ne înțelegem că este standardul acceptabil, va fi un standard european care va lovi din perspectiva asta în necesitatea companiilor de a-și îmbunătăți calitatea produselor pe care le fac pentru a deveni mai competitiv, pentru că într-adevăr o să fie produse europene care vor intra la noi pe piață la fel mai ușor, deși acum noi avem acorduri comerciale, da, cu Uniunea Europeană, care deja facilitează foarte mult acest proces. Deja fără de taxe, fără de impozite, noi exportăm, importăm în limita anumitor cote. Uh-huh. Dar pentru mine cel mai important este că calitatea și standardul va crește și asta va fi, nu că necondiționat, pentru că desigur că el este condiționat de aderare la Uniunea Europeană, dar va fi practic prin definiție o calitate bună. Cu Natalia Bejan am mai discutat și domenii care sunt în prezent în vizorul Consiliului pentru promovarea investițiilor, prezidat de premierul Dorin Recean. Care, hai zicem, dosar sau companie care este analizată la Consiliu
este analizată preventiv de toți membrii Consiliului, care la moment sunt 20 sau 21 de instituții, toate sunt instituții ale statului, fie sunt miniștri, fie sunt directori de anumite agenții care sunt importante pentru acest domeniu. Se analizează doar investiția în companie respectivă, deci de unde vin banii, investiții în companie, cine este investitorul, cine sunt acționarii. Deci noi nu analizăm, aici vine și o diferență enormă cu Consiliul Audiovizualului, de exemplu. Deci noi în niciun caz nu analizăm ce se arată la televizor sau la radio, care este conținutul, care este, nu știu, viziunea companiei în sensul ăsta. Pur concret se analizează de unde vin banii, deci care transferuri vin, din ce bani se alimentează compania. Și nici nu este vorba despre salariați sau angajați, ce fel de emisiuni, dar de unde vin banii. Și atunci când apar oricare suspiciuni pe care le arată oricare dintre membrii Consiliului că sunt resurse financiare sau beneficiarul efectiv, fondatorul companiei este persecutat pentru anumite încălcări grave, corupție, pentru spălări de bani, atunci această responsabilitate de fapt se atribuie și companiei, pentru că banii nu au venit dintr-un alt buzunar decât din buzunarul beneficiarului ăsta efectiv. Deci se trezesc suspiciuni atunci când se găsesc tranzacții care ar arăta într-un mod sau altul că este posibil o iarăși spălare de bani sau că banii vin din resurse, din surse financiare care nu sunt curate. De asemenea, am vorbit și despre atragerea proiectelor investiționale. Potrivit Natalie Bijan, sunt în jur de 50 de proiecte care ar putea să fie realizate. Printre acestea se numără o fabrică de procesare a cărnii de porc, o companie de taxi, dar și o companie în domeniul textilelor. Deci noi avem la moment, hai să zic, sub 50 de potențiale investiții care ar putea să se realizeze. Deci lucrurile nu stau într-atât de dezastruos și de rău. Dar fiecare dintre ei, desigur, că analizează anumite lucruri sau au anumite așteptări, cerințe. Bun, cerințe e prea mult spus, pentru că nu poți fi investitor și să vii să ne ceri ceva. Deci trebuie să fie un proces cumva normal de business, de piață, ca noi să înțelegem unde noi putem să mai ajutăm un pic pentru ca investiția să se realizeze ok. Noi de anul ăsta am început să lucrăm nu numai cu investitorii străini sau foarte activ, doar cu investitorii străini care vor să vină în Republica Moldova, dar și am creat o echipă nouă de suport post-investițional care lucrează cu investitorii care deja sunt în Republica Moldova, inclusiv și cu companiile locale, dar care sunt de proporții mari și care doresc să creeze un proiect nou. Primul proiect pe listă pe care l-am prezentat a fost compania Porcobello. Eu sper că ei nu au nimic împotrivă că eu îi menționez, pentru că oricum este o activitate privată, e un business privat care ia o decizie, poate să-și retragă decizia, care doresc să creeze a patra fabrică de producere de carne de porc, abator. Ei deja au fabrica procurată, terenul procurat, deci ei au intenții foarte serioase de a face producere și mai ales ținând cont că domeniul alimentar pentru Republica Moldova tot este unul de importanță strategică și mai ales carne de porc pe care noi din păcate o importăm, o și importăm. Deci asta nu este un domeniu în care noi vrem să facem exporturi, dar vrem să limităm importurile și să avem suficientă producere aici în Republica Moldova. În cazul acestei companii, o necesitate absolut vitală care a apărut este faptul că drumul care duce din sat către această fabrică este în stare foarte proastă. Ori reabilitarea drumului nu este responsabilitatea unui agent economic privat. Și ei au venit la noi cu solicitarea, întrebarea, discuția, ar fi posibil într-un careva format guvernul să-și asume reabilitarea drumului. Și noi acum analizăm să vedem care sunt opțiunile, cum noi am putea să facem acest lucru, dar ținând cont de faptul că investiția lor este foarte mare, iar putea să fie de la 12 la 15 milioane de euro. Și mai mult decât atât, asta este o companie care deja activează de mulți ani pe teritoriul Republicii Moldova și noi vedem care sunt elementar nu numai vânzările lor și nu numai angajările lor, dar care sunt contribuțiile la cu taxe în ultimii ani de zile. Da, asta e important. Că extrem de important. Deci, în acest caz, noi trebuie să punem pe masă toate cifrele astea,
să vin eu la Consiliu cu acest proiect și să zic, uitați-vă, există așa un proiect, el este, nu este unul tradițional, deci în sensul că agenția de investiție nu face drumuri, da, pentru agenții economici, dar noi credem că în acest caz se merită, pentru că investiția din partea statului ar fi o fracțiune, o fracție sau o bucată, o porție din taxele pe care ei le achită într-un an. Deci da, ar fi și mai ales de acest drum vor beneficia și oamenii până absolut, la urmă care trăiesc absolut în această localitate. Și noi nu trebuie să fim, să punem investitorul în poziția în care el să-și construiască un drum public care va fi utilizat și de alte companii, persoane. Da? Asta este un caz pe care noi foarte tare sper și depunem maxim efort noi să-l soluționăm, să-l deblocăm. Uh-huh. Am vorbit despre compania Bolt, care deja este în Republica Moldova cu trotinete, dar cu care împreună lucrăm foarte activ și intens pentru ca să vină în principiu și taxiurile. Uh-huh. Este un lucru absolut elementar, apropo, pentru un investitor străin, pentru un turist care vine în Republica Moldova și care are nevoie, pe lângă alte opțiuni și alternative de taxiuri locale, să poată să se folosească de o aplicație internațională care lucrează absolut în oricare țară a lumii. Exact același lucru pot să-l spun și eu. Atunci când plec într-o deplasare și aterizez undeva și dacă trebuie să iau un taxi, dacă eu nu am Uber sau dacă țara respectivă nu are Uber sau Bolt, eu sunt pusă într-o situație în care eu nu înțeleg, ok, trebuie să am cash, nu trebuie să am cash, dar cum negociez, nu negociez prețul. Pe când există platforme internaționale care rezolvă cumva întrebarea asta. Da, și standardele de servicii sper că vor fi mult mai înalte decât în cazul unor companii care există aici în Republica Moldova, în acest domeniu. De obicei, intrarea pe piața unor investitori străini mai și responsabilizează companiile locale. Deci crește competiția, competitivitatea, prețul pentru consumatorul final. Noi nu ne dorim numai decât să, nici într-un caz nu ne dorim să ucidim prin asta business-urile locale. Nici într-un caz. Dar să aducem competiție și competitivitate, să crească calitatea produselor, nu că de ce nu, dar cu siguranță că da. Da, și mai ales că companiile tot se confruntă cu lipsa de angajați, lipsa de posibilitate de a angaja unele persoane pentru că trebuie da, mașini și mai departe. Dar da, așa se creează alte condiții. Și încă ne-a rămas încă un exemplu. Eurocarpet este o investiție olandezo-belgiană, este vorba despre o companie în domeniul textilelor și o investiție enormă de 35 de milioane de euro. Eu doar am avizat cu titlul de informare Consiliu despre faptul că ăsta este un proiect foarte important pentru noi. Ei deja își au o parte din producție în Ungheni, unde au procurat o fabrică, dar fabrica respectivă nu le permite lor să desfășoare activitatea cât ei au nevoie. Deci ei au nevoie de mai mult spațiu, ei au nevoie să procure mai mult teren și ei au nevoie de teren în imediata apropiere a fabricii actuale. Deci îți este mai ușor administrativ să faci lucrurile. Și ei trec acum printr-un proces, bun, nu ei, de fapt noi ca și stat scoatem la licitație anumite terenuri despre care noi știm că investitorul respectiv este interesat, dar este un apel public, tender care urmează să aibă loc, la care ei urmează să participe. Am discutat și despre plecarea unor investitori din domeniul automotive. Ambele companii au niște cazuri foarte similare din ce perspectivă? Plecarea lor de pe piață pentru ei nu a fost o surpriză din perspectiva că fiecare companie din automotive, pentru că ele ambele sunt din automotive, da, ele au contracte de termen lung. Deci noi când facem, indiferent ce facem, că facem cablaje, că facem niște magneți, orice noi am face, este o producție de investiții foarte mare, deci o linie care se creează și care produce pe parcursul nu a jumătate de an, da, 3, 4, 5 ani de zile. Deci noi vorbim despre contracte de termen destul de lung. Atât în cazul la una, cât și în cazul la alta, aceste contracte au expirat. Uh-huh. Deci companiile pentru care ele produceau ceva, pur și simplu nu mai au nevoie de acele produse pe care ele le creau. Chiar în cazul uneia dintre ele, mașina pentru care ei creau aceste componente se scoate din producție. Deci acest lucru este un lucru cumva vital, organic, normal, care se întâmplă. Companiile știau despre acest lucru, ele au încercat să atragă alte proiecte de la alte companii, dar acest lucru nu le-a reușit. Deja de ce nu le-a reușit, aici putem să avem foarte multe idei, discuții, dezbateri, dacă am fi putut să-i ajutăm, n-am fi putut să-i ajutăm, dacă este doar responsabilitatea lor ca business să-și găsească clienți. Dar ceea ce vreau eu să mai zic este că descreșterile de personal
la aceste companii au început din timp, au început încă mai mult de un an în urmă. De exemplu, în cazul primei dintre companii de la Comrat și Chișinău, pentru că ei aveau și aici și acolo, ei aveau angajați de peste 1200 de angajați anul trecut. La începutul anului ăsta ei au rămas cu 200 și deja la 200 ei au luat decizia că ei se închid. Dar pe parcursul anului trecut, cât au fost disponibilizați... Da, exact. Au fost disponibilizați 1000 de oameni pe parcursul anului trecut. Și acest lucru, noi nu numai că nu l-am simțit ca economie, în ce sens? Evident că pentru oamenii ăștia a fost important. Dar anul trecut, domeniul automotive în Republica Moldova a crescut cu 14%. Deci nu trebuie să înțelegem că, da, într-adevăr, noi avem două companii care, din păcate, se retrag din Republica Moldova pentru că liniile lor de producere s-au finisat, pentru că ele nu au reușit să atragă alte contracte cu alte companii, dar pe de altă parte, noi anul trecut am adus în Republica Moldova companii noi în acest domeniu, companie cehă, care face acum magneți pentru Tesla. Deci, să vă imaginați pur și simplu diferența. Deci, da, într-adevăr, pleacă companii și iarăși, asta este foarte trist că ele pleacă, dar pleacă niște companii care făceau cablaje. Deci, cablaje este cel mai elementar de bază lucru care poate fi făcut în construcția unei mașini. Și atunci când noi vorbim despre magneți pentru o mașină ca Tesla, deci este cu tot o altă complexitate. De asemenea, Natalia Bejan a anunțat despre posibilitatea deschiderii încă unui aeroport în Republica Moldova. Deci dezvoltarea anumitor proiecte de infrastructură și găsirea investitorilor pentru acele proiecte. Nu zic numai decât că avem deja succese foarte mari, dar suntem în discuție cu mai mult. De exemplu, dezvoltarea altor aeroporturi elementare în Republica Moldova. Este această idee, dezvoltarea altor? Desigur. Sau extinderea portului Giurgiulești. Deci în primele luni când eu am venit la agenție de investiții, mi nu-mi venea a crede cât de multă lume, companii sunt interesate anume în portul Giurgiuleș, cât de mult potențial. Deși aici noi nu vorbim totuși de domeniul turismului, deși ar putea să fie. Este vorba totuși mai mult de partea de import-export, de partea pur economică, dar anume asta iarăși a rămas în mandatul Agenției de Investiții. Dar, scuzați, este interesant, dar aeroporturi, unde am putea să... sau cel de Mărculești, de exemplu? Da, Mărculești, noi avem infrastructură la Cahul, de exemplu. Deci ele sunt... Ca să fie investiții, să fie construit încă un aeroport pe teritoriul Republicii Moldova, să fie trase, noi, de oricum, exemplu, low-cost-uri, da? Sau cum în alte țări, de exemplu, da? Sunt aeroporturi speciale pentru low-cost-uri, da? Și alte pentru mai multe și companii. Și tu de obicei știi că dacă aterizezi în aeroportul care este low-cost, o să-ți ia cu o oră mai mult să ajungi la oraș, dar în schimb biletul este de 3 ori mai ieftin. Da, asta este o chestie care noi nu mai trebuie să educăm populația despre asta, ei deja cunosc, trebuie să pregătim infrastructura. Aici eu știu că este în agenda Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, pentru că ei sunt cei care iau decizia de a dezvolta unul dintre aceste proiecte investiționale, după care deja noi venim ca și suport în sensul de haideți să vedem care ar putea să fie potențialii investitori în domeniile astea. Dar să vedem acum elementar ce se întâmplă la aeroportul din Chișinău, lucru frumos de fapt, dar putem să ne plângem de faptul că, nu știu, sunt cozi la anumite ore, pentru că sunt foarte multe rute avia, pentru că sunt foarte multe persoane care călătoresc, dar acesta de fapt este un semnal economic foarte pozitiv. 254,7 milioane de lei. Atât ne vor costa alegerile prezidențiale organizate odată cu referendumul privind integrarea europeană, dar și implementarea votului prin corespondență în unele țări. Despre acest lucru a anunțat vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, la emisiunea Moldova Live. Potrivit lui, numărul celor care vor utiliza votul prin corespondență este estimat la 12,5 mii de alegători. Cifre din România. Prima dată când a fost pus în aplicare votul prin corespondență, s-au înregistrat participarea vreo 9.000 de oameni. 9.000 de alegători din 18 milioane de alegători din România. Deci haideți să vedem câte procente e asta. Deci un număr foarte mic. Dar la noi cât se estimează? Asta, eu nu știu cât se estimează, noi am estimat vreo 10.000, dacă nu greșesc eu. 10.000 vor vota prin corespondență, estimează. Da. Noi pentru 5 secții de votare, câte 2.500, 12.500, cer scuze, cam asta am estimat. 12.500, adică cineva spunea cifre mult mai mici, dar asta sunt estimările oficiale Comisiei Electorale Centrale și trebuie să operăm. Pentru că noi am estimat secții de votare. Noi am estimat că 2 secții de votare în Canada, două secții de votare în Statele Unite și o secție de votare în Suedia. Fiecare secție de votare maxim 2500 de buletini de vot.
Deci cam 12.500 de alegători, noi am estimat. Asta este scenariul, hai să zicem, optimist al Comisiei Electorale Centrale. O să fie un eșec dacă o să fie mai puțin de 12.500? Nu știu. Iarăși, este greu de spus. O să fie un eșec dacă o să fie mai puțin decât procentul cât a fost în România, de exemplu, dacă raportăm 9.000 din 18 milioane, 0,02%. Deci va fi un eșec, dar nu o să fie mai mult. O să fie un succes sau nu o să fie un succes. De asemenea, Pavel Postic a anunțat că CEC va elabora un proiect de hotărâre cu privire la particularități care va trebui să răspundă la majoritatea întrebărilor care apar privind reflectarea campaniilor pentru prezidențiale și pentru referendum. Tehnic vorbind, într-adevăr, o să fie destul de complicat pentru aceasta. Noi, la nivelul Comisiei Electorale Centrale, deja am lansat inițiativa și am anunțat public faptul că vom încerca să elaborăm o hotărâre a Comisiei Electorale Centrale cu privire la particularitățile organizării alegerilor, două tipuri de alegeri în aceeași zi. Deci pentru a clarifica anumite lucruri. Noi, în acest sens, deja am avut o întâlnire cu furnizorii de servicii media și de publicitate. Să vedem opinia lor, unde văd ei anumite contradicții. Și o să încercăm, evident, să răspundem în măsura posibilităților lor. Evident că și noi avem anumite chestiuni tehnice pe care deja le vedem într-o anumită ipostază și eventual poate chiar și le-am anunțat la diferite emisiuni ca opinii personale, pentru că iarăși atâta timp cât nu este reglementat, nu este aprobat de Comisia Electorală Centrală, sunt doar opinii personale. Și din punctul meu personal de vedere, lucrurile sunt sau trebuie să fie foarte clare, adică tot ce ține de referendum trebuie să fie separat, tot ce ține de alegeri prezidențiale trebuie să fie separat. Adică dacă este un billboard în care se face agitație electorală pentru referendum, înseamnă că cheltuielile pentru acest billboard trebuie să fie puse la linie de cheltuieli sau în raportul pentru referendum. Și invers, dacă cheltuielile sau billboardul este cu agitația electorală pentru campanie prezidențială, înseamnă că cheltuielile pentru acest billboard sunt puse în raportul separat. Deci trebuie să fie două raporte separate. Într-adevăr, în anumite situații, atunci când te întâlnești cu alegătorii, da, atunci ar fi mai complicat și atunci poate să apară întrebarea dacă cheltuielile de transport, eu cum le pun, turul la referendum și returul la prezidențiale sau invers. Eu cred că aici Comisia Electorală Centrală va merge ca de fiecare dată principiul de bună credință și va examina ca cel mai important ca aceste cheltuieli să fie incluse în primul rând. Am mai discutat despre eventuală participare în alegeri a membrilor fostului partid Șor declarat neconstituțional. Tehnica asta înseamnă că efectiv soluția Curții Constituționale atunci când a fost declarat neconstituțional un partid politic a fost pedepsită sau a fost sancționată o denumire. Dar tot cei care fac din parte din partidul Renaștere șansă și mai departe ar putea să aibă restricție după ce primiți răspuns sau Ministerul Justiției a transmis și în judecată în privința unui dintre aceste partide. Deocamdată nu avem un răspuns. Aici cred că noi trebuie să facem un pic de clarificare. Deci Comisia Electorală Centrală, legea cu privire la partidele politice, obligă partidele politice să prezinte rapoarte privind gestiunea financiară și informațiile solicitate de Comisia Electorală Centrală, care confirmă veridicitatea datelor din aceste rapoarte cu privire la privind gestiunea financiară. În cazul în care aceste rapoarte nu sunt depuse, în termenul stabilit de Comisia Electorală Centrală, Comisia poate sesiza Ministerul Justiției și activitatea partidului politic poate fi limitată. O perioadă scurtă. Prin decizie instanță. Da, prin hotărâre instanței de judecată. Astea sunt prevederile legale. Acum, ca să revenim la realitate. Comisia Electorală Centrală, fiind sesizată de poliție, de CNA, a dispus control ar partidului politic șansă, urmare a activității sale financiare în cadrul alegerilor locale generale.
Partidul politic nu a prezentat nicio informație Comisiei Electorale Centrale. Mai mult ca atât, partidul politic a elaborat chiar și un comunicat de presă prin care a spus că ei nu vor executa și nu vor veni la Comisia Electorală Centrală și nu vor prezenta niciun fel de informații. Evident, Comisia Electorală Centrală, în termenul cât am avut să facem un control, noi am făcut controlul în măsură informațiilor pe care le-am avut disponibile de la diferite instituții de stat. Noi am constatat faptul că au fost donatori care nu au fost în țară, au făcut donații. Noi am constatat faptul că persoane care nu au avut resurse financiare, venituri, au făcut donații, 10 de persoane, de respectiv noi am pornit procesele contravenționale și evident noi am sesizat Ministerul Justiției, că uite, există un partid politic care nu se conformează normele legale. Partidul politic, când a fost sesizat de Ministerul Justiției, au s-a oferit termen suplimentar ca să se conformeze, ei au prezentat în copii, iarăși, deci, vă dați seama, mergi să faci un control în bază la niște copii, au prezentat în copii niște acte în care să zică că uite, noi am îndeplinit cerințele Comisiei Electorale Centrale, noi am prezentat actele. Ori este clar că aceste documente, în primul rând, nu au fost prezentate în formatul stabilit, pentru că ele nu sunt în original și nu putem să confirmăm veridicitatea unui raport, unor tranzacții, în baza unor copii care nu sunt într-un fel sau altul confirmate, mai ales că noi avem procesele contravenționale prin care persoanele au declarat că nu au făcut donații. Deci ne punem la dubie aceste documente. Respectiv, există o cerere în instanță de judecată. Cererea respectivă a fost examinată deja de către judecătoria Chișinău, care și-a declinat competența în adresa judecătoriei Bălți, pentru că partidul este înregistrat la Bălți cu adresa juridică. Respectiv, s-a început examinarea cazului la Bălți. Partidul politic a solicitat strămutarea, iarăși, adică asta chestiuni de proceduri, adică jocuri, hai să zicem așa, între ghilimele, ale avocaților, care să tergiverseze examinarea pe fond a cauzei, pentru că, din punctul meu personal de vedere, lucrurile sunt clare. Trebuie să ne clarificăm. Da, da sau nu, nu. Deci, timpul nu cred că contează. Întinderea timpului... Dacă se va întinde că nu va fi decizie, înseamnă că vor intra în campanie... În cazul în care nu va fi nicio decizie a instanței de judecată, înseamnă că, da, partidul respectiv va avea posibilitatea să participe în cursul electoral, adică să desemneze un candidat, fie la alegerile prezidențiale, fie să se înregistreze ca participant. Și pe listele lor, deja vorbim despre parlamentare, dar, de exemplu, haideți pentru referendum... Noi acum vorbim de alegerile prezidențiale, da. Pentru că până la parlamentare... Mai este, da. Acestea au fost principalele subiecte ale săptămânii. Vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!